Parcul industrial care va funcționa în comuna Lețcan este cel mai îndrăzneț și funcțional proiect al Iașiului. Acesta se va întinde pe o suprafață de 18 hectare, iar construirea sa va fi făcută din fonduri europene. Deși proiectul a luat naștere la sfârșitul anului 2013, acesta s-a împotmolit din cauza avizelor din partea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Motivul? Terenul pe care urmează să fie construit parcul va fi traversat de viitoarea autostradă Ungheni-Iași-Târgu Mureș. Noi vrem până în octombrie să obținem toate avizele. Să trimitem dosarul la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea avizului. Avem promisiunea în 2 săptămâni se obține avizul pentru parc industrial și vrem anul ăsta să devină operațional. Trebuie să depunem proiecte, deoarece anul ăsta, în ciclu financiar 2014-2020, se depun proiecte europene pentru parcuri industriale și vrem să depunem un proiect pentru amenajare, pentru infrastructură.